dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește mă. Bună dimineața, oameni buni! Ne-am făcut de râs de dimineață. La emisiunea Cafeaua de dimineață am uitat să servim cafeaua, dar o să rezolvăm problema imediat. O nouă emisiune într-o zi de joi. Nu e primarul astăzi. Primarul probabil o să vină mâine de la Piatra Neamț. În schimb a apărut numărul 590 al Mesagerului de Neamț într-un tiraj foarte mare și cu 24 de pagini, nu 16 ca de obicei. Continuăm seria numerelor de ziar în care încercăm să prezentăm oameni care pot constitui exemple pentru cei din jurul lor, oameni cu povești de viață deosebite, oameni care au în spate societăți comerciale, care au în spate alți oameni cărora le oferă un loc de muncă, dar mai mult decât atâta, le oferă un loc de muncă, salarii, dar și un mediu în care se pot dezvolta și ei. E un număr plin. Aș vrea să vă atrag atenția tuturor celor care sunteți interesați. Pe ultima pagină avem un voucher în valoare de 200 de lei. Cine se duce cu acest voucher la Platinum Optic poate să obțină o reducere de 200 de lei pentru ochelari, rame, ochelari, nu mă pricep foarte bine. Deci se poate merge cu un singur voucher la o lucrare, dar povești foarte interesante. De exemplu, o poveste care și pe mine m-a făcut să o citesc cu foarte mult interes. Gabriel Dupu, toată lumea aproape îl cunoaște prin Gabriel Dupu, printre cei care merg la diverse spectacole, un împătimit al muzicii și spectacolelor. Avem și un interviu foarte, foarte fain, foarte cool, cu Cristian Berbece, interesant personaj și el, multe alte materiale care merită citite. După cum, astăzi nu l-am invitat pe primarul de la Piatra Neamț, Andrei Carabelea, și am invitat pe altcineva, pentru că merită să discutăm și despre alte lucruri decât contracte nefinalizate, proiecte duse în derizoriu, probleme de la spital, probleme de la drumuri, probleme din alte direcții care ajung să ne streseze, sau despre planurile acelea simpatice, de fapt să și râs de multe ori, cu reducerile bugetare care ne-au fost prezentate ieri. Am aflat că nu vor mai putea fi șefi fără un număr de subordonați. Am aflat că se vor comasa, se vor aduna, se vor face, se vor duce și vom trăi mult mai bine. Adică se va face o economie de 6 miliarde de lei. 6 miliarde de lei. În condițiile în care România s-a împrumutat luna trecută cu 13,5 miliarde. Deci economia este substanțială. Nu că n-ar trebui făcută, dar trebuie făcută la nivel de instituții ale statului, nu de domnul Ciolacu și de domnul Boroș și domnul Ciucă, ci de niște specialiști care chiar să vrea să facă asta. Dar cum specialiștii ăia au în spatele lor și rude, familii și alte asemenea personaje care trebuie promovate, lucrurile vor merge tot așa. Pentru că după vreo săptămână după apariția acestei hotărâri, o să vedeți cum vor apărea derogările. Și la noi derogarea este mama progresului. Dar să lăsăm astea și să vorbim astăzi despre lucruri mai frumoase. Invitată în emisiune, Carmen Năstasă, directoarea Centrului de Cultură și alte Carmen Seculare, venită în emisiune cu prilejul unui festival. Eu pun și afișul festivalului. Bogdan o să ne ajute. Bună dimineața, Carmen! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața telespectatorilor! Un nou proiect. Noi încercăm să-l ducem pe toate la capăt și cât mai bine, și mai bine decât data trecută. Sperăm că reușim.
Da, haide să vedem. Festivalul Internațional de Folclor, să-mi aducă și mie cineva telefonul, rog frumos. Da. Așa, Festivalul Internațional de Folclor, Ceahlău, ediția... 24. Începe astăzi. Astăzi, începând cu ora 18, vom avea parada. Apoi de la ora 19, spectacolul formațiilor participante. Avem un număr mare. Este din ce în ce mai greu să aducem aceste formații în țară. Mă gândesc deja pentru la anul că va trebui reconfigurat acest festival, să ne gândim, pentru că costurile sunt foarte din ce în ce mai mari și probabil va fi restrâns, dar să ajungem totuși peste tot, dar cu ajutorul autorităților locale din, și din celelalte primării. Bun, haideți să vedem așa. Eu mă uit pe afișul festivalului și văd așa, că vom avea participări din destul de multe țări. Da. Destul da. De multe țări. Vom avea, cum să spun eu, spectacole itinerante. Cum am obișnuit. Da. Și că tot începe la Piatra Neamț și se termină. Termină la Piatra Neamț. Neamț. Bun. Avem din ce țări? Pe afiș se vede. Mexic, Columbia, Coreea de Sud, Portugalia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord și, bineînțeles, Floricică de la Munte și încă Breu Roș, Comorile Neamțului din județ. Și... O să discutăm despre da. Fiecare în parte, dacă reușim da. Să vorbim. Și un ansamblu studențesc din Iași. Da, cu un fost dansator de la Floricică de la Munte, care s-a mutat... La Iași, am da. Înțeles. Bun, haideți să vedem un pic. Există ceva deosebit față de anul trecut sau mergem da. Pe același... Avem colocviu. Anul trecut a fost unul mai restrâns la Durău și ateliere de dans în Parcul Central. Tot duminică, pe data de 6 august, am primit o solicitare... Un pic, să vorbim un pic da. Despre colocviu. Ce colocviu? Zestrea Moldovei. Așa. Un colocviu de etnografie și folclor. Etnografie și folclor, unde vin mai ales coreografie cam din toate zonele țării. Deci, practic, da. Este o încercare de a îmbina... Da. Spectacolul. Spectacolul cu partea teoretică, și... dar și de învățare cu atelierele. Atelierele vor fi făcute împreună cu... Deci avem și ateliere, da? Ateliere imediat de dans. O să ajung și acolo, dacă da. Reușesc. Ia să vedem aici. Mie îmi place că la atelierele astea se văd și picioare. De dansat. Da, avem înscriși. M-am bucurat tare mult. Sună telefonul la Carmen Seculare de dimineață până seara târziu, pentru că sunt doritori și întreabă dacă este vreo taxă. Nu, nu este nicio taxă. Așa că, deci, practic, vor învăța să danseze să sau danseze. Se vor perfecționa cine da. Vor dori. Da, pentru că sunt câteva ansamblu care vor să vină să se perfecționeze pe dansul, de exemplu, din Ardeal sau din Banat. Da, că ei se mai duc da. La tot felul de manifestări, exact. Chiar petreceri da. Organizate și atunci poate li se cere și atunci trebuie da. Să poată să facă. Vor veni 40 de persoane, 40 ceva de coreografi din și din toți ăștia vor ține atelierele? Prin rotație, da? Prin rotație, da. Ca să fie haios. Da. Da, dar trebuie să aveți o ținută comodă și... Pantalon scurs și rochi largi. Sau foarte... Da. Foarte pregătită. Au venit, au început să vină de aseară o parte din grupuri. Au ajuns sârbii, bulgarii, grecii... Un pic. Da. Haideți ca să... Au venit bulgarii, da? Uite, au venit și la noi bulgarii. Da. Da. Deci au venit bulgarii. Cine sunt bulgarii ăștia? De fapt, toate grupurile sunt sau altfel spus, cum au ajuns la noi? Prin
prin noi avem o colaborare cu Emil Pavlov de la CIOFU din Bulgaria, plus mai discut cu Luci Onciu, directorul de la Vaslui, care și el în această perioadă are festival. Fix în această perioadă. Și faceți schimb. Da, și facem schimb de trupe. După cum vă spuneam, începe să fie din ce în ce mai greu, pentru că sunt niște condiții. Să știți că asta este o idee. Da. Faci festival Bacău, Piatra, nu știu, Vaslui sau... Adică o parte din grupurile venite la mine merg și la dumnealui și invers. În funcție de fiecare zi și cum ne ajutăm. Pentru că în anii anteriori aveam cazarea acestor grupuri la internate, da? Dar sunt niște condiții la care nu mai renunță aceste grupuri și trebuie să îi cazez la pensiuni, hoteluri. Și deja costurile sunt mult, mult mai mari față de cum, chiar dacă la internat aveam, noi colaboram cu cei de la Cartianu și aveam condiții extraordinar de bune, câte doi în cameră, mâncare extraordinar de bună, n-a plecat absolut nimeni nemulțumit de aici, dar atunci când discuți cu trupele înscrise în CIOF, organismul ăla internațional, ai niște restricții, da. Sau niște condiții de respectat. Ca să nu mai spun, în acest an, ca și anul trecut, în continuare sunt o mulțime de trupe care nu mai vin pentru că suntem la granița cu Ucraina, Moldova. Chiar am avut și un e-mail oficial prin care mi s-a spus că Ministerul Turismului Ministerul Turismului unei țări, nu mi-amintesc acum, le interzice să vină în țările învecinate cu Rusia, zone, Moldova, Ucraina. Învecinate cu un conflict. Și Polonia. Da. Și Polonia? Da. Pentru că acum în zona Poloniei au escaladat, să spunem așa, problemele nu numai Polonia-Rusia, ci și mai nou Polonia-Ucraina, pornind de la exportul de cereale. Așa este. Situația asta cu care noi ne-am obișnuit este foarte îngrijorătoare la nivel mondial. Da. Deci după polonezi au venit și croații. Uite, se pare croații au ce... Croații vin și se prezintă bine așa la prima vedere, ca să zic așa. Da. Avem și Macedonia a ajuns. Vedem și Macedonia, dacă îi găsim. Unde sunt? Macedonia. Ia uite aici. Ia uitați. Și ei se prezintă bine, ca să zic așa. Atât pentru doamne, cât și pentru domne au ce arăta. Arată un ansamblu foarte fain. În Grecia au ajuns și ei. Și Grecia? Da. Ia să vedem dacă îi găsim și pe greci. I-am găsit și pe greci. Par așa un grup mai... cu o muzică un pic mai veche, mai... Da. Toți au trimis, după ce le-am trimis invitația, au trimis fotografii și tot felul de înregistrări, adică încercăm să avem și noi o selecție. O altă problemă care ne-a pus bețe în roate de fiecare dată e că poți să te trezești în ziua festivalului să te sune cineva să spună că nu mai vine, pentru că nu există contracte. Sunt doar niște acorduri de parteneriat. Am înțeles, dar asta e destul de neplăcut. Așa este, dar... Cum au venit cei din Mexic și Columbia? Adică cum au venit cu avionul, da? Prima dată au ajuns la Vaslui. I-au preluat cei de la Vaslui de la aeroport, i-au cazat acolo și noi am închiriat autocare și aducem de la Vaslui la noi. Ia uitați ce culoare, veselie și dans este la mexicani. Mexicani, da, cred că ei sunt. Mexic, Columbia și Corea de Sud ajung astăzi de la Vaslui, în jurul orei 12. Ia uitați, columbienii. Da.
Da. Astăzi toți vor fi la paradă? Vor fi la paradă toți? Da, vor fi la paradă. Parada cum? Ca de obicei, nu? Nu, chiar e același traseu, dar în sens invers. Adică? Adică de la Teatrul Tineretului, Hotel Ceahlău, Muzeul de Istorie, Casa de Cultură, apoi... Păi ce e în sens invers? Pentru că am avut o ședință operativă cu cei de la poliția rutieră și este mai simplu pentru ei având în vedere... E invers. Da. Înțeles. Poate după atâția ani să nu amețim. Da. Am înțeles. Am avut alături de noi primăria Piatra Neamț, primăria Bicaz, cei de la primăria Târgu Neamț, ISU, iarăși este alături de noi cu ambulanța și, bineînțeles, cei de la Poliția Română, poliția locală. Haideți să vedem un pic. Ce veți face la Bicaz? La Bicaz avem o parte din ansambluri, după cum vedeți, și se alătură cei de la Brâu Roșu, da? Cu două dansuri. Și avem două recitaluri, după cum vedeți, îl avem pe Laurențiu Marian, care este colegul nostru și încercăm să-l promovăm pentru că are o potențial de creștere, cum se spune, și în politică. Vasilica Tătaru. Și Vasilica Tătaru, care este din Bacău, dar recunoscută la nivel național. Vom avea o colaborare pe parcursul acestui festival, pentru că o vom reîntâlni și la Târgu Neamț și la Durău. Asta v-am zis pe data de 6, când noi avem gala de premiere și de închidere împreună cu Fuego aici la Piatra Neamț. Vom fi cu o parte din ansamblu și la Sărbătoarea Muntelui, la Durău. Da, văd că la Târgu Neamț se ține la anfiteatru și da. Programul este aproximativ același. E și normal să fie cam același, da. Da. Bun. Și duminică avem închiderea, în prima parte avem gala de premiere, unde vor veni doar reprezentanții ansamblurilor, le vom da niște suveniruri, ne luăm rămas bun, fiecare mai intră 5 minute cu un singur dans și pe urmă recitalul extraordinar Fuego. Ah. Da. Unii se bucură, unii nu. Dar de ce? Da. Dar este un... Ar trebui să vorbiți cu primăria, da, să vă aducă bradul ăla artificial și în timp ce cântă Fuego să-l și monteze de pe acum, că mai este până la Crăciun. Și vă asigur că va fi un succes monstruos, știrea va fi preluată de toate televiziunile, cum se podobește bradul la Piatra Neamț în luna lui august la un festival de folclor. Da. Trebuie să-l sunăm pe domnul primar să vedem. Bun, acum lăsând de la o parte toate lucrurile astea, invităm oamenii să vină și oamenii vor veni, cei care știu sigur vor veni, da, să vadă parada, să vadă... Va fi, sper să așa fie... Așa îmi doresc și eu, am încercat să fac promovare în cât se poate de mult. Cred că va fi, dar deja lumea s-a obișnuit, da, asta și știu că e ceva spectaculos. Și vor vedea altceva decât folclorul nostru și mai ales copiii sunt încântați. Mai ales copiii. Bine, acum vă spun eu la cum se mișcă cei din Grecia, Columbia, da, au ceva cei specific. Cei din Coreea de Sud iarăși sunt foarte interesanți. Chiar râdeam pentru că mi-aminteam de discuțiile mele pe timpul studenției cu un verișor care a terminat la Vatican facultatea și acolo fiind mai mulți din toată lumea, aveau și din Coreea. La un moment dat s-au adunat ei într-o cameră și fiecare își prezenta folclorul. El fiind din zona Moldovei, bineînțeles, a pus o sârbă. Iar cel din Coreea de Sud a zis că, Doamne, dar ce-i cu... Ce-i dar cu sunteți ce? Sălbatici. Mi s-a părut foarte, foarte zgomotos. Da, și da, mă uitam la ei, într-adevăr, cu mișcările și muzica aia atât de elaborat și intră, tot. Da, da, așa, elaborat. Da. Și profund. Da, și profund. Este foarte, foarte interesant să vezi cultura și mai ales să încerci să discuți cu ei, că e destul de greu, pentru că doar unul, doi mai știu engleză.
De exemplu, la Stârb, când îmi spunea ghidul că vorbește cu două persoane. Din tot grupul, da. Din tot grupul, da. Da, bun. Haideți să vedem în momentul acesta, deci tot ce înseamnă Carmen Secular e prins în organizare. Ce mai înseamnă Carmen Secular acum? Carmen Secular, personal. Ca personal, 30 și ceva de persoane, 32. Și grupurile astea când vin, bănuiesc că de fiecare grup trebuie să ocupe cineva, nu? Da, dar gândiți-vă că jumătate sunt la ansamblu din persoanele astea și... Practic de organizare cât să rămân? Maxim 10. Maxim 10 maxim oameni. Maxim 10 oameni. E destul de complicat la un pentru spectacol din ăsta, da, itinerant. Da. Bănuții? Bănuții sunt asigurați de Consiliul Județean, finanțatorul principal, avem sprijinul și a primăriei, dar v-am zis, costurile în acest an sunt mult mai mari decât anul trecut, pentru că nu am mai acceptat să ajungă la internat, ceea ce ne-a pus într-o situație dificilă, dar mulțumesc colaboratorilor. Avem pensiuni, hoteluri care au lăsat niște prețuri promoționale pentru noi. Și chiar mi-a fost drag că după ce am discutat cu parte din administratorii acestor pensiuni, erau foarte încântați că am zis că, domnule, nu le mai dăm desert, pentru că pentru noi 10 lei chiar contează la 400 de oameni. Zic că, dar nu putem să ne facem de râs, ne dăm și desert, că sunt oameni străini, cum să plece de ei și să spună că nu le-am dat mâncare bună. Adică fiecare încearcă să-și aducă aportul și lumea, acești oameni să plece mulțumiți de aici, pentru că este un alt fel de promovare. Mereu am mers pe turismul cultural, știți că am mai discutat și de data trecută. Da. Un astfel de festival promovează orașul și județul, pentru că noi avem în fiecare dimineață... Și nu numai, zona Moldovei, da, până la urmă. Da. Îi ducem să viziteze diverse obiective. Îi plimbăm și cu telecondola, mergem cu vaporașul pe lac, îi ducem la Lacul Roșu, mergem la cetate cu siguranță, vedem câte o mănăstire, iar ei fac mii de poze care se duc în online în zona prietenilor lor și avem mulțumirea că, dacă nu în aceeași vară, vara cealaltă, cu siguranță sunt prieteni care sau vin grupuri să care vin de-a lor, care vin și iau legătura cu noi pentru că au ajuns în zona noastră. Și asta înseamnă pentru noi un feedback că am făcut ceva bine. Da, și înseamnă și pentru județ și pentru toată. Așa tatăl. Este. Da. Spuneți-mi un pic, de pe urma acestui festival, Carmen Secular a beneficiat de vreo invitație pentru ansamblu în altă parte? Da, da. Și prin Moldova, și prin Croația, Polonia. Știți că pe parcursul anilor tot a ajuns ansamblu în diferite părți ale Europei. Pentru că este destul de greu, că un astfel de transportul este... costisitor. Este costisitor și noi trebuie să-l acoperim. Doar cazarea acolo. Cazarea ni se dă acolo și dacă suntem cu auto și transportul pe teritoriul țării respective. Dar, de exemplu, atunci când am mers la Bruxelles sau când am mers la Londra, pentru zile puține este foarte greu și foarte, foarte costisitor să luăm bilete de avion pentru tot ansamblu. Atunci... Și rar ne permitem. Cu autocarul este un pic mai greu pentru că e din ce în ce mai... e foarte vechi. Noi încercăm să-l menținem. Bun, dar n-ați făcut, n-ați trecut pe lista de investiții un autobuz? Da, am cerut și instituția fiind subordonată Consiliului Județean, noi facem cereri, note de fundamentare, cerem la începutul fiecărui an autocar. Dar un autocar bun, autocar, nu autobuz. Autocar, autocar, da. E în jur la 300.000 de euro. Aici mai contează când avem un autobuz electric, 500.000.
Care, sincer, stă, stau care, stau, stă, da. Care stă în bază deocamdată și nu funcționează. Am tot uitat pentru fonduri europene, dar mijloacele de transport nu. Deci nu am găsit în momentul. Mijloacele de transport electrice. Poate electrice. Asta m-a sfătuit cineva să stau cu ochii pe. Da. Eu vă sfătuiesc altceva ca să rezolvați problema mult mai repede, vedeți, nu zâmbesc deloc, să parcați mașina undeva în apropierea instituției și lângă turnul lui Ștefan. De ce? Autocarele de la instituții publice care stau în zonă, dacă mai trăznește odată, primesc bani automat prin... Deci cel de la teatru, i s-a defectat instalația electrică în urma... fenomenului natural, care a produs un fenomen financiar benefic. Așa că parcați și dumneavoastră prin apropiere, poate cine știe, se întâmplă și îi dau una totală și veți primi un autocar de la Consiliul. Chiar este jenant ca o instituție de cultură să nu aibă un autocar cu care să deplaseze. Te mai duci și la câte o manifestare chiar în județ și vezi cum vine tertăcuța care merge cum merge, bine, își face treaba. Da, câți ani are? Cred că are... Din 2008. Da. Nici nu știu dacă mai e normal să circule așa. Da, noi încercăm, domnul Humă, șoferul, și chiar are o mare grijă. Nu mai e domnul asta. Rogin șofer? Că... Domnul Rogin era al doilea șofer, a ieșit la pensie și după cum poate vă amintiți... am reușit să transform postul de șofer în unul de referent cu tot scandalul de rigoare în Consiliul Județean Neamț. Dar s-a înțeles până la urmă că nu, adică era spre binele instituției. Da. Ce să spun? Trebuie să mai spunem o dată că e un festival internațional la 24-a ediție, deci o vârstă importantă pentru un festival, că el se desfășoară în județul Neamț, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Picaz și Durău. Și Durău, chiar dacă nu sub egida, probabil, la tot festival. Pe data de 6, da, este tot sub egida. Acolo vor fi 3 zile care Sărbătoarea Muntelui a finanțate de... Primăria Ceahlău. Deci vor mai fi și pe data de 4, am înțeles, o seară de film. Și nu știu pe că primăria Ceahlău n-a anunțat pe nimeni. Nu a anunțat. Probabil că e frică de un aflux prea mare de turiști acolo. Deci, și atunci... Știți că a fost de asta, ce rost are să spui că faci ceva dacă nu mai ai locuri. Dacă nu mai ai locuri, pentru că am 2 soliști care vor ajunge acolo și având în vedere că recitalul este 21-22 pentru focul de artificii, mi-a fost foarte greu să găsesc camere. Foarte greu. Asta e. Asta e o bucurie. Da. Eu ce să zic, mă bucur că se întâmplă, mă bucur că noi mai putem să facem și câte o emisiune în care să prezentăm asemenea lucruri și pe final vă las să invitați lumea la festival, după care ne luăm rămas bun, pentru că va fi o zi lungă astăzi în redacția noastră din vari motive. Și pentru noi va fi o zi lungă, dar din motive foarte frumoase. Vă aștept alături de la cei de la Centrul pentru Cultură și Arte, începând cu ora 18, la Curtea Domnească, de unde începe parada, și dacă puteți să faceți pătrățelul alături de noi. Și începând cu ora 19, spectacolul formațiilor invitate sus, tot pe platou. Sunt deja colegii mei acum, pregătesc scaunele, le așează, sperăm că vremea va ține. Credeam că spuneți pregătesc saunele. Nu. Vom avea și câteva corturi instalate, dar din câte știu eu, vremea astăzi ține. Dar așa este, riscul festivalului în aer liber. Asta e. Important este să vină lumea. Mâine, să dacă bine. Sunteți în zonă la Bicaz, apoi la Târgu Neamț și din nou la Piatra Neamț. Nu uitați nici de Sărbătoarea Muntelui de la Durău. Așa că aveți unde vă plimba în Neamț, nu doar hai la Piatra Neamț, ci hai la Neamț, pentru că aici e vedea. Da.
Mulțumim, Carmen Năstase, pentru participarea la emisiune. Ne vedem mâine dimineață, oameni buni, o emisiune un pic mai lungă mâine dimineață, cu primarul municipiului Piatra Neamț, care este în același timp și cu funcție de conducere în PNL-ul județean. S-ar putea să discutăm și una și alta, dar mai mult despre problemele primăriei. Numai bine, sănătate!